Rugăciune către Sfântul Cuvios Telian pentru ocrotirea părinților și a copiilor. Sfinte Cuvioase Steliane, minunat le-ai arătat pe Dumnezeu întru tine, ocrotitor al familiei făcându-te, tămăduind pe cei bolnavi, ajutând pe cei lipsiți, păzind și învățând pruncii maicilor. Pentru aceasta, ca un adevărat ocrotitor al copiilor, te cinstește pe tine biserica pentru multele tale minuni și fapte bune arătate prin unica aceștia. Primește și rugăciunea noastră a celor care ne închinăm cu evlavii icoanei tale și îți cerem ajutorul și mânghierea. Iată pruncii pe care ne-a încredințat Dumnezeu, iată și multele noastre neputințe și slăbiciuni. O, Sfinte Steliane, cum ne vom face oare datoria de părinți în această lume tulburată? Cum să-i ocrotim pe pruncii noștri de atâtea zminteli și primejdi? Cum să le insuflăm credință lucrătoare și să-i păzim de viacul acesta întunecat și necredincios? Doar alergând la tine, aflăm ușurare și încredere că Dumnezeu nu ne va lăsa și pruncii ni-i va ocroti. Cel care ai preschimbat mâhnirea și neliniștea multor părinți în bucurie și pace în Hristos, schimbă și neliniștea noastră în binecuvântată încredințare, în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Păzește copiii noștri de boli, de necazuri, de accidente, de împătimirile de orice fel, de imaginile cele rușinoase, de obiceiurile și întovărășirile cele rele. Luminează-le mintea ca să urmeze învățătura Evangheliei și de învățăturile cele rele ale acestei lumi să-i ocrotești. Povățuiește pe ei pe căile cele binecuvântate și de calea cea largă și pierzătoare a plăcerilor și trufiei celei nelegiuite ține-i departe. Cuvință, ascultare și blândețe, insuflă-le cel ce ești dascăl al copiilor și într-o dreapta credință ajută-ne să viețim cu toții ca împreună cu dreapta viețuire răspuns bun să aflăm la judecata Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Sfântul Cuvios Telian, Paflagonul, ocrotitorul copiilor, este sărbătorit la 26 noiembrie.